În dreapta e drumul. Mi-a arătat pe GPS, mă. Ia, p***a, pui pe mine. Tu unde a fost cu... Pe ăla-i drum. Și trebuie să întoarcem? Salutare. Azi băgăm un traseu destul de mișto. Suntem 5 ATV-uri mașinuțe / mașinuțe, s-o dă pe greu. E cam nasol afară. E norat, picură. Puțin răcoare. Am tras și eu puțin viziera să nu iau vreo piatră. Te-ai încălzit, a? O fi bine să te încălzești? O fi bine să te încălzești acolo? Încălziri în scaun, ai un condiționat? Da, acolo e baza. Dar tu nu ți-l acoperi? Îi pui ca la el prelat așa? O să fie mai răzut cu scosul, cu mâna și curățat ăla. Să scoți mâna, să curăți parabrizul, dacă ți-l acoperi. Îți pui și tăigătura, bravo. Da. Așa ca și numai am spus că suntem 5, cu stim cu polarul cu mașinuța. Încă un băiat a ales cu un CF-ul. Încă un băiat tot cu un CF-ul. Nu știu dacă de 520 sau de 450. Să nu scură 0 de 900. Mai trebuia să mai fie încă un canam ca să fiu câte două de fiecare. Vedem cum face, ce face, unde mergem exact. E mai cald în pădure decât jos în oraș. Și încă nu bate vântul, nu se simte vântul așa tare ca jos, că-s copaci. A avut și dânuță Polarisul stricat. L-a reparat. A avut radiator sau ceva pe la radiator spart și ceva pe la pedala de frână, un switch, un adaptor, ceva din ce am înțeles. Da, destul de mult noroi, dar chiar e mișto afară. Mai devreme ploua și acum mai burnițează puțin, dar e ok. Chiar e mișto acum cu mașinuța, mai ales când se lasă frigul, este senzație. N-au băieții cu mașinuțe nici în stres. Cu frigul sau cu ploaia. Singura bubă la ei este parabrizul, că se, dacă n-ai ștergător, se umezește parabrizul, se aburește, da? Ăla e. Da, ce nasol acum, se întunecă destul de devreme. Și după ora 5-6 nu mai vezi nimic în pădure, nu mai vezi. Vezi mult mai puțin decât se vede acum. E nasol că dacă niște drumul fost să iei vreo groapă, ceva, vreo piatră, ceva, o distruge ATV-ul. Deci nu știu cum mai apă să țin viziera asta. Că mă enervează și cu ea închisă, că burnițează și nu se vede foarte clar, dar mi-e și de pietre să nu
ajunge în față. Acum am început să bată vântul destul de tărișor. Sper să se vadă bine și pe cameră, că am spus, mai bugrițează și sigur se mai pune pe obiectiv apă. Chiar e faină tare de tot plimbarea de astăzi. E ce trebuie. A fost tot și a băut bere. Faină urcarea, faină de tot. Da, nu e sănătos stat băiatul ăsta. Nu e sănătos deloc. Ne-am pus și noi acum înapoi pe drum. Încă nu suntem hotărâți pe unde să mergem, dar vedem. E ceva zăpadă pe aici, ceva față de jos, chiar este. Mișto urcarea. Să dă eu puțin pe greu. Păi, dar ce înghețat aici? Ce frumos se vede. Nu mă așteptam să găsim zăpadă. Chiar nu mă așteptam. Mamă, deci bate un vâj aici sus. Dar e destul de frig. E enervant că nici vizera asta nu pot să trag, că nu văd absolut nimic. Și chiar deschis să mă sparge la față. Vedem pe unde o să ieșim, că nu prea știe nimeni exact pe unde o să ieșim. Am luat-o la ghici acum, cum s-ar spune. Da, avem o problemă, că nu știm drumul. Ne-am apucat acum și nu știm pe unde noi să o luăm. Ne cam dă puțin cu virgulă, da? Ne descurcăm. Eu uite și un can am 6 ore 6 aici. Este. Unde? În stânga? Da, știu. Da, da, mai e până acolo de mers. Hai. Suntem mai în mănui. Nu știu pe unde să mergem. Sper să ne mergem bine acum drumul, da? Vedem. Pe jos, pe acolo. Pe acolo? Da, mă, da, am dreptat. Da, pe acolo.
picioarele, deci pe unde suntem. Sper să fim bine. Hai mă, fătu staciu, mă, te. Da, mai e bine că eu drum în față, trebuie să-l înregistrat pe GPS. Ia zi, Dănuț! Ce? Asta-i stână? Da. În dreapta e drumul. Foarte rău. Arată pe GPS, mă! Ia, p***a, pui pe mine! Tu unde a fost cu... Pe ăla-i drum. Și trebuie să întoarcem? Da, păi. Dar în dreapta, dacă mergem? Mergem pe sub capul, nu știu cum. E bine, mă, mă. Era drumul ăla. Bă, asta e frumusețea, să știi. Da, mie îmi place, na, acum. Ce norul e pe aici. S-a terminat. Ce mă, doare pe Dănuț la bască cu mașinuța. Mergem pe aici? Da? Sau pe acolo? Pe aici ai rămas tu cu ATV-ul. Eu, mă, aici ai mai jos ai rămas? Mi-am băgat pe un vale aia, că nu puteam să ieși pe aici. Hai! Hai! Da? Hai, de încolo! Sport, sport, sport! Hai, mă, că ținem toți de el. Dau? Hai cum am pus și eu aici, de ușor.